Dragii mei, bine v-am regăsit la Design Perfect. Este o seară interesantă și m-am um, gândit să aleg subiectul uh, pe care îl avem astăzi de discutat. Fiecare întâlnire este sfântă pentru că are legătură cu legea oglindirii. Și pentru că, indiferent cât de mult vorbim despre aceast, acest principiu cosmic, tot apar întrebări și neclarități, câteodată confuzie în a interpreta. Aceast, acest principiu, această lege. Din punctul meu de vedere, poate este um, unul dintre cele mai importante principii ale realității fizice, pentru că ne ajută foarte mult în descoperirea de sine, în cunoașterea de sine. De ce? Pentru că ne este mai dificil să vedem la noi anumite lucruri, chiar și din ce ar fi vizibil, perceptibil, dar apoi să mai vedem și lucruri din interiorul nostru și ne este mult mai ușor să vedem în afara noastră la alții și lucruri frumoase, dar și lucruri care nu ne plac. Ne place, suntem obișnuiți să ne uităm, hai să spunem, în grădina celuilalt. Ne e mult mai ușor. Și în această realitate fizică învățăm prin această lege a oglinzilor. Dacă tratăm un animal, o plantă, un obiect, o situație cu mai puțin respect decât am trata un maestru înălțat sau o conștiință angelică sau un aspect al divinității care ni s-ar arăta înainte, în atenție, atunci înseamnă că mai avem lucruri de învățat. Absolut tot ce vine în atenția noastră este extrem de important, fie că Aparține acestei realități, fie că aparține realităților uh, superioare. Um, orice vine în atenția noastră, e important să declanșeze niște emoții pentru a considera că uh, acea situație ne oglindește. Emoțiile pot fi sentimentele uh, pozitive sau negative, plăcute sau neplăcute. Uh, dacă nu există. Doar sesizăm situația, dar fără să ne simțim stârniți emoțional în niciun fel, atunci este vorba de a observa, nu de a oglindi. Dar vom discuta despre asta. Când ne deschidem către lumile subtile, către o cunoaștere profundă a sinelui și a realității, avem niște tendințe care sunt niște mici capcane. Una dintre ele este să stăm doar pe lângă oamenii pe care îi admirăm. Și să fugim de cei care nu ne plac, care ne oferă experiențe neplăcute. Eu acum nu spun să fim masochisti și să stăm tot timpul în situații care nu ne plac, dar depinde cum pleci din acele situații. Vom discuta și despre asta. Deci avem tendința să ne înconjurăm de ce ne place și să fugim, să fugim de ceea ce nu ne place. Apoi, avem. Tendința de a fi mai receptiv către contactul cu lumile subtile, pentru că nu e așa, abia descoperim acele lumi și vrem să fim doar acolo și să intrăm în contact doar cu acele zone, și începem să ignorăm uh, oamenii din viața noastră, uh, poate pentru că sunt prea obișnuiți, prea normal și noi vrem ceva extraordinar. Uh, de asemenea, când aflăm despre această lege a oglindirii sau a proiecției um, sau a reflectării, um, avem tendința să ne uităm la oameni mai mult, adică înțelegem, ok, omul din fața ta, din viața ta, te uh, oglindește. Dar nu ne uităm și la altceva, de exemplu, situații din vieț viețile noastre, uh, plante, uh, animale, obiecte, totul ne oglindește, nu doar oamenii din viața noastră. Uh, Provocarea, cred eu, vine din faptul că nu ne acceptăm în totalitate unicitatea și complexitatea. Avem tendința să ne, ne vedem, să ne abordăm la un nivel foarte simplist. Și din cauza aceasta pot, avea, pot apărea probleme, pentru că dacă te abordezi simplist, vei acționa într-un mod foarte simplu, foarte superficial și atunci nu prea vei vedea rezultate. Uh, și pentru că nu ne acceptăm în totalitate nici complexitatea și nici unicitatea, avem această tendință să acceptăm doar oglindirile care ne plac. Adică îmi place omul ăsta, uite-l, e deosebit, vom discuta despre asta, da? Dar doar el mă oglindește. Acela care creează experiența neplăcută, nu, nu mă oglindește pe mine. Să luăm puțin situațiile acestea cu mai multe exemple concrete, pentru că. Așa poate voi mai clarifica anumite aspecte unde există mai multă confuzie. Să zicem că admir, admir acest om pentru că este, nu știu, foarte bine pregătit. Da? Iar când admirăm ceva la un om, în multe situații. Tendința este să uh, abordăm totul la un nivel general. Este foarte bine pregătit. Ok, uh, ce anume admir eu, de fapt, la un om foarte bine pregătit? Uh, poate competența pe care o are, da? Uh, asta ce înseamnă? Că și eu am anumite competențe. Uh, poate nu le-am descoperit încă. Ar fi bine să înțeleg, uh, poate la ce sunt bun eu. Um, și ai zice, băi, la nimic în mod special, nu ies în evidență cu nimic anume. Ok, poate nu ești recunoscut într-o anumită comunitate pentru ceva anume, dar uh, pentru ce spun oamenii mulțumesc? Uite, m-ai ajutat foarte mult în situația asta. Uh, pentru că ai fost foarte prezent, în, uh, ai fost prezent alături de ei într-o problemă, ai știut să, pui, uh, să spui cuvintele potrivite la un anumit moment, uh, uh, ai rezolvat rapid o situație, uh, poți să fii foarte descurcăreț, deci e important să găsești ce anume, ce competențe ai putea avea tu uh, pentru a te cunoaște mai bine, nu neapărat pentru, uh, nu știu, a te făli uh, cu ele, pentru a înțelege de ce anume te-a atras. Uh, acel om competent, uh, ce anume a vrut să-ți transmită, să te ajute să uh, descoperi. Uh, apoi putem spune: Uite, admir acest om pentru că știe foarte multe lucruri. Uh, este o enciclopedie ambulantă, da? Uh, ce arată asta? Ce arată acest lucru când admir un om care știe foarte multe lucruri? Că și eu am în câmpul meu. Multă cunoaștere. A, faptul că nu este conștientizată încă, desigur, poate, pot să cred că nu o am, dar de aceea o și văd la altcineva, văd conceptul în sine, nu văd anumite direcții de cunoaștere neapărat. Deci, e interesant să descoper anumite lucruri, pentru că tendința pe care o voi avea când. Nu știu, mă voi afla în apropierea unui om care știe foarte multe lucruri, poate fi să mă subapreciez, să mă poziționez undeva mai jos, să îi validez doar acelui om, să zicem, cunoașterea, fără să accept neapărat că și eu aș putea să știu multe lucruri. Și în loc să avem această tendință de a ne pune mai jos, de a ne subaprecia, am putea, de exemplu, să fim foarte inspirați de acea persoană. Pentru că ea vine și ne anunță, vine și ne vorbește despre noi. Ea vine și ne anunță, vine și spune, uite, și tu știi foarte multe lucruri. Descoperele. Descoperă ce ai acolo în bagajul acela al tău pe care încă nu l-ai deschis. Da? Fii curios. Cum ai putea să faci asta? Cum să descopăr eu ce am în bagajul acela uh, nedeschis? Uh, ce aș putea uh, uh, să fac? Să cercetezi. Să cercetezi tot ce ți se pare ție de interes. Din orice zonă. Nu contează. Nu trebuie să fie ceva anume. Uh, fără să judeci foarte mult. Sunt unii oameni care spun, uite, mă interesează și aia, și aia, și aia, și aia. Um, și poate nu este foarte bine. Asta am au foarte des, de exemplu, în cercetările spirituale. Dar nu e vorba doar despre cercetări spirituale. Există oameni care au o minte curioasă, da? Și caută în foarte multe direcții. Uh, și se gândesc că poate nu e bine să-ți răspândești um, atenția în, în, at în atâtea direcții. Uh, poate par superficiali. De exemplu, știu câte puțin din câte ceva, dar nu suficient de mult. Poate apoi mai cred că nu se duc până la capăt cu cercetările, adică nu cercetează suficient de profund și atunci se pot simți cumva, nu știu, superficiali. Dar cine stabilește, de fapt, standardele? Există standarde în această direcție. Scrie undeva câte zone de interes ar trebui să ai um, um, în general și să nu ieși din acel număr și uh, scrie undeva um, cât de mult să aprofundezi într-o direcție care ți se pare ție uh, de interes. Noi ne răspândim atenția și cercetările și interesul în multe zone și pentru că energia noastră este foarte complexă. Exact ce spuneam mai devreme, ne este dificil să ne acceptăm complexitatea. Și uh, în câmpul nostru există informație. Uh, acest interes pe care îl simțim este pentru minte, pentru ca ea să înceapă să acționeze în acest plan și să caute informații disponibile, accesibile în această realitate fizică, referitoare la acea uh, zonă de interes. Dar poate ai nevoie doar de niște secvențe, care înseamnă și când mă gândesc la secvențe, mă gândesc la număr de zone de interes și la profunzimea uh, uh, cercetării. Da? Poate am nevoie doar de, niște, de, de niște secvențe care să creeze ulterior un puzzle, o imagine de ansamblu unică, care mi este mie importantă acum, în această etapă, în această, în această fază a evoluției mele. Apoi, uite, altă, altă situație interesantă, referitoare la oglindiri. Admir foarte mult acest om, pentru că este foarte frumos. E, aici avem puțin de discutat și o să vedeți la ce mă refer. Ai spune, eu sunt urât? În mod real, adică mă uit în oglindă și nu văd nimic frumos în trăsăturile mele fizice. Nu știu, am tenul, nu știu cum. Am nasul prea scuțit. Sunt crăcănată, spre mică de înălțime, spre înaltă, spre slabă, sunt prea grasă, sunt în tot felul de, nu știu, de modalități. Nu are cum această femeie frumoasă sau acest om frumos, fizic, să mă oglindească pe mine, pentru că în mod real nu găsesc nimic la mine frumos. Da? Ce ar spune teoria? Ar spune, dacă tu vezi frumusețea dintr-un om, înseamnă că acel om vine și spune ție, de fapt, într-un alt mod, și tu ești un om frumos. Ce te-ar ajuta să faci într-o astfel de situație este să accepti, să consideri frumusețea la un nivel generic. Da? Poate putem vorbi despre, nu știu, frumusețea unicității tale, frumusețea caracterului tău, frumusețea stării pe care o dai celor din jurul tău. Deci frumosul înseamnă mai mult decât niște trăsături fizice. Ai gândit să descoperi în ce ar consta frumusețea ta, ieșind un pic din zona strict fizică? Ce-ar fi să te consideri doar unic, diferit, nu frumos și nu urât? Și să vezi, să descoperi acea frumusețe care vine din unicitatea ta. Că, de fapt, oglinzile și asta te vor ajuta să înțelegi. Ați considerat vreodată, s-a întâmplat vreodată să vedeți oameni pe care i-ați caracteriza frumoși, chiar dacă nu sunt frumoși fizic. Uite, acela este un om frumos. E așa, bun, deosebit, extraordinar. Chiar este un om frumos. Și parcă acel cuvânt pe care îl spuneți voi, sau atunci când spuneți frumos în acea situație. Um... Să spunem că simțiți acel frumos mai profund decât dacă ați vorbit despre uh, trăsăturile fizice ale, uh, ale cuiva, în mod special. Dar, haideți să... Uh, Ideea este că, uh, poate, pentru că foarte des întâlnesc această situație și poate ar fi bine să vă mai trezesc un pic pe cei care vă considerați urâți uh, și să spunem că vă considerați urâți fizic. Uh, când tu crezi că ești urât, când tu crezi despre tine că ești urât, chiar și fizic, e ca și cum ai spune în fiecare zi unui copil că este urât. Pur și simplu. Ai putea? Uh, nu cred. Nu cred că ai putea să spui unui copil că e urât. Uh, de ce ai putea să spui copilului tău interior în fiecare zi că e urât? Deci, uh, Ideea este să te lași inspirat de frumosul pe care îl vezi în, în fața ta, să te lași inspirat de tot ce te atrage într-un mod, într mod plăcut și să cauți să le descoperi și la tine, pentru că de aceea ai venit într-o realitate a ogrinzilor. Ele te vor ajuta să te descoperi. Acum, fără să dezvolți, nu știu, frustrării, ironii, răutății, invidie. Ai putea să folosești această experiență de a, de a vedea ceva mai bun decât consider tu um, într-o direcție constructivă, să descoperi acel ceva uh, la tine. Acum să revenim, spuneam mai devreme că, în, în momentul în care ne deschidem către o cunoaștere mai profundă, o abordare mai conștientă a cunoașterii de sine, avem și înțelegem despre această lege a oglindirii, avem tendința să. Uh, uh, ne înconjurăm, să stăm foarte mult în preajma oamenilor care ne plac, și dintr-un motiv sau altul, și cumva să îi ignorăm pe cei care ne displac, ne oferă experiențe uh, neplăcute. Uh, pentru că există această provocare, ne este greu să acceptăm faptul că ar putea fi câteva secvențe uh, în noi care să necesite. O îmbunătățire și o calibrare. De exemplu, ai spune nu-mi place de Ixulescu pentru că este un om rău, iar eu nu sunt un om rău. Deci, acest om chiar nu sunt. Eu consider că sunt un om bun și nu consider că acest om mă, mă oglindește. E important să rețineți un detaliu al acestui principiu al oglindirii. L-am repetat și avem tendința să-l uităm foarte des. Oglinda noastră nu este întotdeauna identică cu ce avem noi în interior. Poate fi similară și întotdeauna va amplifica uh, ceea ce avem în interior. Deci vom vedea omul mai rău decât uh, este poate răul pe, din interior, mai frumos poate decât uh, avem de descoperi lucruri. Deci totul este amplificat de ce tocmai ca să putem să observăm acel detaliu, acel atribut, acea calitate, acea, um, acel lucru de descoperit, misterios, pe care încă nu l-am descoperit despre noi. Da? Și acum revenind, spui, eu nu sunt un om rău, deci acel om rău nu mă poate oglindi pe mine. Nu înțeleg în ce anume ar putea să mă oglindească. Poate nu ești un om rău cu alții, dar poți fi într-un fel generic, într-un mod generic rău cu tine. Adică, cum te comporți tu cu tine? Îți oferi lucrurile de care ai nevoie, ești mulțumit de tine, ești nemulțumit, te pui sau te menții în situații care știi că îți fac rău și din vari motive. Nu ieși din, din ele, că e frică de lăsare, uh, orice, uh, faci aceste lucruri pentru tine? Pentru că dacă nu le faci, uh, îți faci rău. Adică ai o doză de răutate față de uh, tine. Caută astfel de situații în care îți faci rău fără să-ți dai seama, uh, de multe ori, și în alte zone din viața ta, nu neapărat uh, doar la muncă sau doar într-o relație de cuplu sau doar într-o zonă de uh, știu eu de. Într-o relație de uh, prietenie um, și nu neapărat în relația cu ceilalți. Uh, vă amintiți că spuneam în nenumărate rânduri că relația cu noi este cea mai importantă din viața noastră, pentru că uh, ea se va reflecta în secvențe, în toate relațiile pe care le avem, indiferent de, de care timp, tip. Uh, vei atrage oameni în viața ta. Care îți vor oferi ceea ce îți oferi tu ție. În unele situații o să-ți placă, în unele situații s-ar putea să nu-ți uh, placă. Um, iată. Ai putea spune despre un om acest om mă înșală. Da? Eu sunt o persoană fidelă. Există uh, această, această problemă a infidelității în, în relațiile de cuplu. Da? Um, iar eu sunt o persoană fidelă. Uh, cum o oglindește el pe mine? Pentru că eu nu-i fac acest lucru uh, față de cine ești, Fidel. Uh, când ai grijă de alții și uh, uiți de tine, uh, cum stai cu fidelitatea, știi, când te uiți pe tine în drum uh, exact ce face celălalt, uh, cum stai cu fidelitatea? Uh, nu cumva te trădezi, nu este un anumit nivel de trădare a propriei persoane? Sau acest om. Nu este loial. Nu este niciodată alături de mine atunci când am nevoie, când sunt niște momente importante în viața mea. Iar eu sunt tot timpul alături de acest om când are nevoie. Eu chiar sunt un om loial. Da, dar poate de multe ori există, să spunem, lucruri importante pentru tine de care nu te ocupi. Nu te ocupi pentru că apar alte urgențe, care de obicei nu sunt ale tale. Au legătură cu alți oameni. Fiecare are niște probleme și întotdeauna tu ești disponibil și uiți să le faci pe ale tale, întârzi, le faci pe grabă. Câte alături, cât de mult îți ești tu alături în momentele și în direcțiile foarte importante pentru, pentru tine? Ești loial cui? Doar celorlalți, dar ție îți ești loial? Sau... Acest om nu mă respectă. Eu îl respect. Oare? Um, cum stai cu respectul de sine? Când închizi ochii, de exemplu, repetat la anumite lucruri care nu-ți plac și nu vorbești despre ele și nu le abordezi, tu te respecti pe tine? Ai putea, de exemplu, să comunici celuilalt lucrurile care te deranjează în ceea ce privește respectul și să acționezi dacă ele nu se, cumva nu se rezolvă. Te poți retrage dintr-o situație când lucrurile, după ce le-ați comunicat, încerci să lucrezi la ele, continuă să persiste atunci, tu te vei respecta pe tine. Celălalt poate, nu știu, va repeta lucrurile acelea sau poate va repara ceva. Nu ai de unde să știi pentru că nu ține de tine. Dar cu siguranță tu vei selecta niște situații uh, să fii în situații în care să te simți respectat, în primul rând pentru că tu te respecti um, pe tine. Sau, uh, nu știu, nu-mi place acest om pentru că este fals, da? este duplicitar. Um, iar eu întotdeauna sunt sinceră cu omul respectiv și spun ceea ce cred, ceea ce simt, um, dar cu tine. Știți, avem de multe ori tendința de a ne minți singuri. Um, poate, nu știu, ai reproșa um, duplicitatea, nu știu, cuiva de la locul de muncă, dar um, poate te minți pe tine în ceea ce privește un alt tip de relație, de prietenie, de cuplu și mai departe. Um, poate că te minți singur, da. Uh, poate doar te abții. Poate vrei doar să pari amabil sau doar pari amabil, dar dacă ar fi să fii sincer, ai spune niște lucruri și din diferite motive nu le spui. Sau sunt într-o relație cu un om neasumat. Iar eu de la început am știut ce vreau și m-am comportat ca atare, mi-am asumat totul de la început. Cum mă oglindește pe mine acest, acest partener care nu-și asumă relația? Poate există în viața ta anumite situații în care tu nu ești asumat până la capăt, care nu au legătură cu relația de cuplu, de muncă, de prietenie, de orice altceva. Obiective pe care ți le propui și nu, nu ți le asumi to în totalitate, deși nu te comporți nici ca atare, cum ar trebui dacă ți le-ai fi asumat. Ar fi bine să cercetezi un pic, să vezi de ce ai în, în prezența ta, în mod constant, un om care vine și spune Neasumare, neasumare. Ce vrea acel om să te ajute să descoperi, practic, despre, despre tine? Sau, colega de la muncă mă sabotează în mod constant. Există situații în care poate te sabotezi singur și tu? Poate nu la muncă, încă o dată, în alte situații din viața ta. Sau, prietena mea mă caută doar când are un anumit interes. Când are o problemă, mă caută. În rest, nu dă niciun semn de, de viață. Dar tu, când ai probleme, ești alături de tine și îți promis poate că nu o să mai faci, că o să-ți fii alături, că o să-ți și de nevoile tale, că uh, o să fii mai atent de, cu ceea ce uh, uh, e important pentru tine. Și lucrurile se rezolvă. După care uh, uiți ce ți-ai promis și alți oameni devin importanți. Um, poate că și tu ți-amintești de tine um, doar câteodată și în restul timpului ca uiți, ideea este să înveți despre tine cu ajutorul acestor oameni uh, care îți arată lucruri uh, neplăcute. Nu să fugi de ei. Uh, cercetează un pic în interiorul tău și vezi oare ce ar putea să-ți oglindească, lucrează cu tine și percepția ta se va schimba în acea direcție legată de acel lucru. Când emoția, sentimentul de frustrare, de nervi dispar. Și doar observi, atunci comportamentul celuilalt, dar nu-ți mai declanșează emoții, atunci poți să decizi ce faci mai departe, dacă te retragi din această situație, din viața acelui om, da? dar nu fugi când ești în mijlocul provocării, când ești în mijlocul lecției, să spunem. Te ridici și fugi. Nu fugi atunci când ești plin de nervi și de frustrări, pentru că nu-ți place ceva. Stai acolo și lasă-te expus um, stimulilor pe care acel maestru, pentru că acel om este un maestru, um, ți activează pentru a putea să observi și un feedback legat de munca ta. Și ai spune bine, dar cum pot să stau lângă un om care mă agresează, de exemplu, emoțional? Sau verbal. Um, hai să vedem un pic. Uh, ce înseamnă uh, un om care te agresează verbal? Îți vorbește foarte urât. Se întâmplă câteodată să vorbești și tu urât vis-a-vis uh, -vis de tine? Adică, nu știu, ce proastă am fost. Doamne, cum am putut să fac așa ceva? Ce slab am fost? Ce fraier am fost? Da? Uh, atenție la modalități prin care vă puteți agresa uh, verbal fără să vă dați seama. Sau acest om mă agresează emoțional, mă manipulează emoțional, sunt într-o relație, nu știu, te toxică, dar tu, tu de ce te menții în acea relație toxică fără să încerci să rezolvi lucrurile? Nu cumva faptul că rămâi acolo fără a lucra cu tine, fără a identifica, fără a atrage atenția, nu înseamnă că și tu... Te agresezi emoțional doar menținându-te în acea stare în care să nu schimbi absolut nimic. Poate ar fi bine să analizezi cu multă sinceritate anumite situații din viața ta înainte de a nega. Pentru că, încă o dată, suntem complex și asta este frumusețea noastră. Avem și lucruri minunate, deja măestrite de noi, dar există și lucruri cărora poate nu le-am acordat suficient atenție, care țin de limitele naturii noastre umane și pe care e important să le îmbrățișăm, să le, îmbrățișăm, să le acceptăm și cumva să, să lucrăm cu, cu, ele. Atenție, oglindirea stârnește emoții și sentimente puternice, foarte clar conturate. Da? Um, Asta este semnalul și atâta timp cât îți place foarte mult sau îți displace foarte tare, înseamnă că acel om din fața ta vine să-ți vorbească despre, despre tine. Dar spuneam mai devreme că, ok, hai să zicem că mai îmi dau seama așa cât de cât la oameni din jurul meu, dar ce fac cu plantele, de exemplu, sau cu uh, animalele, sau cu alte obiecte, sau cu alte situații? Păi hai să vedem plantele. De exemplu, admir foarte mult o plantă. ce ce flori frumoase are uh, planta asta, da? Um, adică ce este frumos la acea uh, floare în mod special? Culoarea? Uh, forma? Ce ți spune acea floare când o vezi? La ce te gândești? În ce constă frumusețea ei? Uh, poate să fie delicată, vibrantă, uh, fină, finețe, prospețime, iubire, uh, definește încă o dată acest concept generic. Uh, pentru a înțelege exact ce anume oglindește floarea aceea din, din, uh, din tine. Sau uite ce frumos este acest lac. Ok, uh, ce anume e frumos la acest lac? Pentru că frumusețea poate să însemne... Dacă ești mai, mai atent, stabilitate, la ce te duce cu gândul? Nu știu, stabilitate, măreție, infinit, putere. Ce anume te atrage din tot ce spun eu referitor la acel lac. Sau îmi place foarte mult masa aceasta, are niște forme frumoase. Cum sunt o formele? Ondulate, de exemplu? Ce ar însemna asta? La ce te-ai gândi? La feminitate? La adaptabilitate, poate? Ce înseamnă frumusețea formei unei mese? Sau îmi place foarte mult acest scaun, mă simt confortabil în, în el. Uh, bun, e important să înțelegi de ce ți-a plăcut, pentru că te simți confortabil. Uh, ai nevoie de această stare de confort? Intră în ea, o ai și în interiorul tău. Practic, tu ai atras acea uh, conștientizare, ai avut acea conștientizare ca să înțelegi că poți să găsești zona de confort și în interiorul tău. Dar îi spune, mă, dar mi-e greu să o descoperă, adică nu reușesc, că am mai încercat și nu știu, nu reușesc. Ok. Atunci, pur și simplu, stai în acel scaun, încearcă să înțelegi starea pe care o ai și întoarce-te tot timpul la ea, când, ca un exercițiu al imaginației, când vrei să te simți într-o stare de confort. De ce nu? Te poți reconecta la tot felul de stări pe care ți le-au oferit anumite oglinzi ale tale pentru a împrumuta, până, a împrumuta din acele atribute până când reușești să le scoți mai mult la suprafață pe cele pe care le ai în interior. Și când te gândești la omul care te-a supărat, da, oamenii care îți displac în viața ta, încearcă să-ți amintești ce anume te-a supărat la ei ce te au învățat ei despre tine? Și mulțumește la în gând că ți-au atras atenția, iată, este o secvență aici pe care trebuia să o înțeleg foarte bine în ceea ce mă privește pe mine, nu știu, în ceea ce privește viața mea. respectă l ca maestru um, pentru ce anume ți-a atras uh, atenția datorită acelui om. Tu, astăzi, poți să fii mai sus, mai mult, mai complex, mai bine pregătit. De ce nu? Mai vigilent, mai puternic, mai înțelept. Da? Um, hai să ne gândim și la anumite situații din viața noastră. Cum te pot oglindi anumite situații? Că și aici poate să fie o provocare. Nu știu, o anumită situație de la locul de muncă uh, este blocată, nu se rezolvă, apar întârzieri. Um, există situații în viața ta pe care le blochezi, pe care le amâni. Pe care îl lași așa în aer, ar fi bine să verifici un pic dacă nu ai și tu acest comportament în anumite direcții ale vieții tale. Și atunci nu vei mai avea în interior componenta care să atragă niște blocaje în viața reală. Sau, firma mea, compania mea este într-un blocaj financiar. Ok, care este relația ta? Cu energia financiară. Ce crezi tu despre, finanție, despre energia financiară și despre bani? Pentru că, dacă este compania ta, atunci ea are în conținutul său energia ta, și ceea ce procesează energia ta va fi regăsit și în procesarea energiei companiei tale. Sau, firma mea nu are cereri, nu am clienți. Da? Adică, ce înseamnă asta? Că nu sunt adaptate la nevoile pieței. Bun, dar tu ești o persoană care se adaptează ușor la condițiile vieții, la anumite provocări, sau ești o persoană rigidă, care rămâne fixată pe o direcție și, indiferent ce se întâmplă în jurul său, nu schimbă nimic pentru că așa e bine, așa credea când, nu știu, acum nu știu cât timp sau într-o anumită situație. Deși este un subiect legat de exterior, oglinzile, întâlnirile cu cei din afara noastră, acest principiu este poate extrem de important în a ne conduce către interior, către cunoașterea de sine. Când înțelegi asta, ești mult mai focusat în a rezolva, în a găsi soluții, în loc să te victimizezi, vei fi mult mai eficient în a rezolva problema, pentru că vei lucra pe cauză, nu pe efect. Înțelegi că sunt lucruri în interiorul tău care cumva se reflectează în exteriorul tău. Și în aceste situații te va ajuta foarte mult să înțelegi niște lucruri, mai ales când ai provocări în ceea ce privește legea oglindirii, că tu ești un maestru în viața ta. Și atunci tu ești cauza tuturor experiențelor tale. Indiferent cât par ele declanșate de cei din afară. Tu ești complex și ai un potențial infinit de care uiți din cauza faptului că te concentrezi pe limitările tale umane. Amintește-ți și de potențialul tău. Îți propun ca 21 de zile să încerci să descoperi ce ți spune un maestru care apare în atenția ta. Fie că este o plantă, fie că este, fie că este un om, orice ți atrage atenția și declanșează emoții, de fapt, ce te învață despre tine? Bineînțeles că poți să faci asta cât poți tu. Da? 21 de zile te va, va crea un program care te va ajuta la nivelul subconștientului să identifici mai ușor cu ce te oglindește practic realitatea din exterior. Vă las cu aceste gânduri și să ne vedem cu bine. Rămâneți pe canal 33. Pe curând.